This meeting is being recorded. Ia uite te pui aici. Aici mai trebuie să dăm ceva. Gotit? Gotit, sunt de acord. Da. Așa. Adică se înregistrează atât tot. E foarte bine că e înregistrată din gata, timp. Uite că am început. A, și acum... Bună ziua! Bună ziua! Îmi face plăcere să ne întâlnim așa. Este Anca, colega mea și prietena. Bună ziua, Anca! Tocmai am descoperit că avem aceea zi de naștere. Mai 23? Mai, da. Asta și spuneam, că și soțul meu e născut pe 23 și fetița mea, pe care o cheamă tot Irina, tot pe 23. Dar luni diferite. Eu sunt chiar pe 23 mai. La ce oră? Dragut. Mă bucur că vă văd. Și eu mă bucur. Dar sunt curioasă acum, la ce oră? 23 mai, la ce oră? La 9 seara. Nu, no, nu se poate. Cum așa? Eu m-am născut la 9 seara. Nu se poate. Da. Mie, de exemplu, tata nu îmi spunea la mulți ani până seara și mă supăram foarte tare. Vede că suntem gemene. Da, e o întâmplare incredibilă. A, Erica, ce vreau să te întreb, să, ca să nu... Să mă întreb. Da, să nu fac vreo gafă. Domnul Nicolae Blat i-a tratat vreodată pe Gheorghe Gheorghiu Udeș sau pe Emil Bodnaraș? Deci niciodată, da? Nu au fost. Ok, bun. Cel puțin eu nu știu, dar de obicei știam, le știam pe toate. Nu, dacă nu o să mai spun chestia asta. Deci doar spun de Petru Groza și atât. Mie nu vine să cred că Anca s-a născut în același timp. Vezi? Vezi, e mică lumea. Da, lumea e foarte mică. Și eu acum am aflat, nu știam. Drăguț. Să vă mai spun ceva, că eu am aceeași vârstă ca centrul de istorie. Au înființat centrul în mai. Și mereu spuneam că mai sunt și alte... fete aici, cercetătoare, care sunt născute în 77, dar niciuna nu mai. Și zic eu, îmi sărbătoresc ziua odată cu centru. Astea sunt niște coincidențe în viață extraordinare. Da, da. Foarte drăguțe. Mie întotdeauna mi-a purtat noroc 23. Și chiar, adică, fetița e născută... Așa a vrut ea, e născută după termen, pe 23. Câți ani are acum? 7 ani. Adică toată lumea îmi spunea că se va naște înainte de termen, că așa se nasc fetițele, și s-a născut după termen, pe 23. Zic, așa și-a dorit, înseamnă. Neprogramat. Irina, ești foarte serioasă. Am ceva emoții, dai seama. Da? Da, în fine. Trece și... Vă mulțumesc la amândouă.
Cu mare drag. Pentru ce să ne mulțumești. Noi îți mulțumim că ai acceptat. Ce oră e acum? Aici este 8 fără... Fără 6 minute. Da. 8 fără 5. De vreme. Ai dormit bine? Am dormit foarte bine. Ieri seara trebuie să mă duc la o party la universitate. N-am avut încotro, dar m-am întors acasă la 7. Am dormit foarte bine. Dar aici plouă. Era sfârșitul lumii cât plouă ieri. Am înțeles. Acum nu plouă. Dar asta e tipic pentru vremea Nordul Californiei. Ploaie în luna decembrie și ianuarie. Chiar sunt curioasă cine să se mai participe la acest eveniment. Nu? Doamna Nițescu. Da. Domnul Jonas că participă, că se uită pe Facebook, pe care nu știu. Ah, se poate, da. Nu. Nu știu dacă ți-a zis la 6 și da. Da, mai sunt 3 minute. Mă, ce bine că am reușit noi să intrăm mai repede. Eu am o lumină aici în spate. Vrei să o sting sau să o las așa? Nu, las-o așa. E perfect. Nu, e perfect. Bine. Bun. Las-o așa. Ești pe Natalia. A vrut, da? Da. Telefonul ăla s-a înțeles? Acum poți să-l dai tu și să-ți și iei. Să-l dai spune. Poate am ceva să-ți zic și o să-l și dacă este să scriu pe WhatsApp, dacă e un lucru foarte important. Da. Bună, Irina! Bună, Natalia! Ce faci? Te mai simți? Așa mă simt. Nu o să dau drumul la cameră. Nu dai drumul, lasă, stai așa. Da. Ce faci? Doar tu ești? Eu cu George și cu Anca.
Ok, sunteți. Doamna Erica. Doamna Erica și domnul Laurențiu, noi suntem. Ok. Bună, Natalia, bună, bună. Bună, bună, ce faceți? Bună, Nati. Hei, bună. Ești în biblioteca, Anca. Ce să fac? Stau și eu unde sunt cu minte. Doamna Erica a reușit să se... Da, este și ea. Da. Bună seara. Okay. Fix pe asta, Anca, dacă vrea să începem, începem. Oricum, e clar că este... Cum se aude? Se aude, da. În regulă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm să ne aflăm împreună, între prieteni, la Centrul de Istorie și în București și în același timp în America. Și să vorbim astăzi despre oftalmologul Nicolae Blatt împreună cu Irina Spirescu-Weiner și Erica Blatt, Harkins, fiica lui Nicolae Blatt. Și mulțumim foarte mult amândurora pentru prezență și pentru informațiile pe care o să le împărtășiți. Okay. O să prezint, Irina va vorbi, bineînțeles, despre partea biografică și despre cercetările recente despre medicul Nicolae Blatt și vom avea și o intervenție legată de amintirile personale ale doamnei Harkins Blatt și ne bucurăm foarte mult să găsim astăzi o conferință extrem de specială. Despre Irina Spirescu-Weiner, pot să spun că este colega noastră din 2016, este absolventul Facultății de Istorie și cu specializare în imagine, este în același timp cercetător în istorie și graphic designer și a semnat grafica pentru nenumărate publicații ale centrului, între care și ultimele trei numere ale revistei de istorie a evreilor din România. Lucrări care au apărut sub sigla Federației sau sub sigla Centrului de Istorie, dar și înainte de a lucra în Centrul de Istorie, Irina a fost un reputat cercetător și grafician pe care am cunoscut-o la editura Noi, unde am avut plăcerea și onoarea să lucrăm împreună pentru lucrarea București Evreiesc în 2011 și apoi pentru București Sefar, lucrarea pe care am scris-o împreună cu Felicia Valman. Atunci când a ajuns la Centrul de Istorie, Irina a fost foarte preocupată de subiecte legate de Primul Război Mondial și în ultima vreme, în special de problema medicilor, medicii în Primul Război Mondial, medicii în Al Doilea Război Mondial, și așteptăm apariția unei lucrări care se anunță de referință despre contribuția medicilor evrei în Primul Război Mondial, care este în lucru la editura Hasefer și va apărea anul viitor.
De altfel, trebuie spus că și înainte de a ajunge la centru de istorie, Irina Spirescu a publicat o carte despre decorație interioară, decorație interioară, reședințele domnești și boierești, o lucrare foarte cunoscută și premiată și o lucrare despre imaginea, lumea românească în imagini, tot în 2011. Deci vorbim despre un cercetător profund și dedicat imaginii și în special în ultima perioadă problemei medicinii și medicilor. Și așteptăm cu nerăbdare informațiile despre medicul Nicolae Blat. Irina, te rugăm. Mulțumesc, Sanca, pentru prezentare și pentru frumoasele cuvinte. Bună seara! În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți în această seară alături de noi la acest eveniment dedicat medicului oftalmolog Nicolae Blat, o personalitate cunoscută în timpul Holocaustului pentru acțiunile și implicarea sa în salvarea evreilor alături de regina mamă Elena în perioada deportărilor în Transnistria. Profesorul oftalmolog Nicolae Blat a fost, de fapt, oftalmologul Curții Regale în perioada 1931-1947, iar când a avut loc lovitura de stat din decembrie 1947, Nicolae Blat nu a avut voie să părăsească țara împreună cu familia sa ca parte a suitei regale, deoarece țara avea încă nevoie de serviciile lui Blat. 2 ani mai târziu avea să fie dat afară din toate funcțiile universitare, fiind depurat împreună cu familia de către regimul de democrație populară, deoarece nu îndeplinea cerințele acestuia de glorificare a științei sovietice, ignorând realizările cercetătorilor sovietici, fiind considerat servitorul Wall Street-ului, imaginea tipică a spiritului de ploconiere slugarnică față de știința burgheză din apus, cum îl caracteriza însuși președintele Academiei Republicii Populare Române, Traian Săvulescu, într-un lung articol publicat în Revista Științelor Medicale în august 1949. Numele profesorului Nicolae Blat l-am întâlnit pentru prima dată într-un memoriu adresat Ministrului Educației Naționale la 28 septembrie 1944, care era semnat de docenți evrei ai Facultății de Medicină din București, printre care și Nicolae Blat, prin care aceștia își cereau redarea titlurilor de doctor docenți cu toate drepturile care le fuseseră abrogate prin decretul lege numărul 3430 din 1940 pentru românizarea învățământului. Plecând de la acest document, aveam să găsesc ulterior în arhiva CNSAS și în arhivele militare de la Pitești mai multe informații despre personalitatea lui Nicolae Blat. Surpriza cea mai mare a fost când am publicat un prim studiu, atât în volumul coordonat împreună cu doamna Lia Beniamin, cât și online pe site-ul centrului, conform deciziei domnului director Adrian Giofiuncă, un articol referitor la viața științifică a profesorului Nicolae Blat, articol care avea să ajungă sub privirea singurului său copil, doamna Erica Harkins Blat, pe care astăzi avem bucuria să o avem alături de noi, pentru a ne mărturisi aspecte din viața familiei. Înainte de a o invita pe doamna Erica Blat să ne vorbească, vă voi face o scurtă prezentare pe baza documentelor de arhivă și a dosarului de la CNSAS, a cercetătorului în oftalmologie, recunoscut pe plan internațional pentru întreaga sa activitate științifică și numeroasele lucrări publicate în domeniul oftalmologiei, peste 400 de lucrări publicate în reviste din străinătate și din țară. Nicolae Blat s-a născut
a 24 iunie 1890 într-o familie evreiască din localitatea Pinticul Românesc, județul Cluj, fiind unul din cei 4 copii ai lui Iacob și Albertei Blat. Nicolae avea să urmeze liceul la Dej în perioada 1901-1908, iar apoi Facultatea de Medicină din Cluj în perioada 1908-1913. Aș vrea să vă arăt și câteva imagini, dar... Doamna profesor Erica Harkins-Blatt. În perioada 1 octombrie 1913-1 aprilie 1914, Nicolae Blatt a fost mobilizat ca medic militar la spitalul de garnizoană din comuna Comarom din Ungaria, la secția chirurgie, iar apoi, de la 1 aprilie până la 31 august 1914, a lucrat ca preparator la clinica oculistică din Cluj. În perioada primului război mondial a fost mobilizat la 1 iunie 1916 ca medic militar în armata austro-ungară, fiind concentrat în diferite regimente din Cernăuț și din Sighet, lucrând sub conducerea profesorului Salus Lauber. La 1 ianuarie 1919, Nicolae Blatt a fost primit în cadrele de rezervă a armatei române, din fost armata austro-ungară, cu gradul de medic locotenent în rezervă, fiind repartizat de Ministerul de Război la Direcția 6 Sanitar. După război, Nicolae Blatt a fost numit medic oftalmolog la Spitalul Militar din Târgu Mureș la 11 decembrie 1919, funcție pe care a îndeplinit-o până în noiembrie 1931. În toată această perioadă, din 1919 până în 1931, a urmat numeroase cursuri de specializare în oftalmologie la Cluj, la Budapesta, la Viena, Berlin, Zürich, Londra, Utrecht și în alte localități cu profesori renumiți din acea perioadă. În anul 1930 avea să se căsătorească cu, în imaginea de față, l-avem pe domnul profesor Nicolae Blatt în cabinetul său de oftalmologie din Târgu Mureș. În anul 1930 avea să se căsătorească cu fotojurnalista Marta Scheiner, da, născută în, la 10 octombrie 1904 în Buziaș, județul Timiș, fiica lui Albert și a Aurora Scheiner. Un an mai târziu, Nicolae Blatt, având deja reputația unui medic, unui medic exemplar și a unui om de știință cunoscut, a fost invitat să se mute cu familia la București, devenind oftalmologul oficial al curții regale, după ce a realizat cu succes o operație de dezlipire de retină fratelui reginei Elena a României. Nicolae Blatt și-a deschis la București în anul 1931 un cabinet de oftalmologie, iar în urma unui concurs avea să devină conferențiar la Facultatea de Medicină din București. La 23 mai 1934 avea să se nască la București Erica Blatt, fiica dumnealor, care și-ar fi dorit să-și urmeze cariera tatălui său, dar regimul comunist nu i-a permis să se înscrie la Facultatea de Medicină. Singurele facultăți la care ar fi putut să se înscrie au fost Facultatea de Chimie Organică sau la limba franceză, pentru că aici existau mai multe locuri, fiind mai puțin candidați din clasa muncitoare. Doamna Erica Blatt avea să termine Facultatea de Chimie Organică din București în anul 1956. Studiile sale în chimie organică
aveau să o ajute mai târziu, când avea să ajungă cercetător în microbiologie la University of Pennsylvania Medical School din Philadelphia. La 10 mai 1932, Nicolae Blatt era numit și medic capitan în rezervă în compania 6 sanitară, iar la 27 iulie 1940, conform deciziei ministeriale numărul 448 din 2 august 1940, era numit medic capitan în regimentul de geniu aeronautic. Da, doamnă Alie. Nici la telefon nu se poate auzi. Începând cu anul 1900, începând cu anul 1938, în România se observă punerea în aplicare a unei politici antisemite active prin numeroasele reglementări luate de guvernul Gogafusa, de guvernele dictaturii regale sau de autoritățile din perioada dictaturii antonișciene ce priveau populația evreiască, lăsată fără drepturi cetățenești, deposedată de proprietăți și surse de venit, excluse din instituții publice și din firme românești sau românizate. N-am cum să încerc, doamna Alia, n-am, că trebuie să intru într-un program care nu l-am mai. Prin numeroase interdicții și per ansamblu, era expusă abuzurilor statului prin lipsirea de drepturi și de protecția legii, precum și de aversiunii publice, printr-o intensă propagandă antisemită, atât civilă cât și militară. În acest context, prin programul de românizare al profesiei medicale, medicii evrei din România au fost excluși din colegiul medicilor, nu li s-au mai acordat dreptul de liberă practică, au fost eliminați din învățământul de stat și din orice funcție publică și nu mai aveau dreptul să colaboreze la reviste științifice de specialitate și nici nu puteau să fie membri ai societăților științifice. Medicii evrei puteau doar să îngrijească bolnavi evrei în spitale și sanatorii evreiești, numai în localitatea în care locuiau. Excluși din serviciul militar, conform decretului lege numărul 2650 din 8 august 1940, referitor la situația juridică care excludea pe evrei din cariera militară, și respectiv prin decretul lege 3984 din 4 decembrie 1940 cu privire la statutul militar al evreilor, medicii evrei erau obligați la muncă în interes obștesc și la plata unor taxe. Astfel, ei au fost eliminați din Serviciul Sanitar al Armatei Române, fiind apoi preluați de cercurile de recrutare și repartizați pe lângă detașamentele de muncă forțată, în lagăre de prizonieri sau în diverse formațiuni militare. În 4 septembrie 1940, când regele Carol al II-lea numea pe generalul Ion Antonescu președinte al Consiliului de Ministri cu puteri de pline pentru conducerea statului, după ce România pierduse, practic, fără luptă, o treime din teritoriu în favoarea Ungariei, Bulgariei și Uniunii Sovietice. După abdicarea lui Carol al II-lea, la 6 septembrie 1940, urmată de reinstalarea pe tron a regelui Mihai, regina Elena s-a întors din exil în România cu o zi înainte de proclamarea statului național legionar la 14 septembrie 1940. Din acest moment, regina mamă, cum a fost de atunci numită, a devenit cel mai important consilier al regelui Mihai în acea perioadă dominată de dictatura antoneștiană și de guvernarea legionară, care aveau să dezlănțuie împotriva populației evreiești din România politicile antisemite care aveau să politicile antisemite, ce au generat un întreg proces de expropriere forțată a capitalurilor și a bunurilor evreiești, cunoscute sub numele de românizare. După intrarea României în război alături de Germania și punerea în aplicare alături de naziști a politicilor antisemite, ce prevedeau eradicarea întregii populații evreiești, mai multe personalități
românești, printre care și regina mamă, Elena, au intervenit direct pe lângă mareșalul Antonescu să oprească tragedia deportării evreilor în, în Transnistria. Printre aceștia îi putem enumera pe mitropolitul Sibiului Nicolae Bălan, pe Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Nicolae Lupu, Constantinice Brătianu, Andreea Casulu Caeran Nunțiu Papal, la București Traian Popovici, primarul Cernăuțiului și alții. Nu în ultimul rând, Wilhelm Filterman, președintele Federației Uniunilor de Comunități Evreiești din România, care a luptat cu vehemență pentru apărarea comunității evreiești în perioada războiului, înaintând zeci de petiții și memorii mareșalului Antonescu și având nenumărate audiențe cu membrii guvernului, în care cerea să nu se dea curs insistențelor Germaniei de a deporta evreii din România. În acest context, după punerea în aplicare a legislației anti-evreiești de către guvernul Antonescu, cabinetul doctorului Nicolae Blat avea să fie rechiziționat pentru a găzdui ofițierii germani cu familiile lor. Medicul Nicolae Blat avea să-și mute cabinetul în apartamentul familiei din strada Caimatei numărul 18, locuind într-o singură cameră împreună cu soția și cu fiica sa. Sub regimul legilor rasiale îndreptate împotriva populației evreiești, în perioada 1944, Nicolae Blat avea să fie dat afară împreună cu alți medici evrei de la Facultatea de Medicină din București, dar apoi avea să facă parte din corpul didactic al Colegiului Evreiesc UNESCO, unde cu aprobarea regimului antoneștian a funcționat una dintre școlile de medicină pentru studenții evrei, după ce li s-a interzis accesul în universitățile de stat. La 5 decembrie 1940, Nicolae Blat avea să fie șters din controlele ofițerilor de rezervă, conform articolului 11 din decretul lege 3984-140. Nicolae Blat a rămas cunoscut în istoria celui de-al doilea război mondial pentru activitatea sa, atât la curtea regală, funcție pe care a îndeplinit-o până în 1947, cât și pentru faptul că s-a implicat în acțiunile de salvare a concetățenilor împreună cu regina mama Elena. Nicolae Blat avea să înlesnească relațiile între șef-rabinul Alexandru Șafran cu familia regală. La sfârșitul anului 1941, șef-rabinul Alexandru Șafran îi aducea la cunoștință reginei mamă Elena situația disperată a deportaților din lagărurile și ghetorurile din Transnistria. Însufletită de o altă concepție morală, demnitate și solidaritate umană, regina mamă Elena s-a opus în perioada celui de-al doilea război mondial discriminării rasiale și s-a dedicat neîncetat pentru ajutorarea și sprijinul evreilor din România, prin eforturile ei reușind să salveze numeroase vieți. Îi avem în imaginea de față pe Nicolae Blat împreună cu regele Mihai și regina mamă în fața Palatului Foișor din Sinaia. Nicolae Blat avea să rămână supraviețuitorul familiei sale părintești, părinții, fratele său și cele două surori aveau să moară în lagărul de la Auschwitz, fiind deportați de regimul portist.
pentru serviciile aduse și meritele excepționale față de țară, profesorul Nicolae Blat avea să fie asimilat cu românii la 30 iulie 1943, conform deciziei mareșalului Ion Antonescu, în baza articolului 3 din legea 143 din 10 martie 1943. La 23 august 1944, când regele Mihai a decis demiterea și arestarea mareșalului Ion Antonescu, spunând încetarea colaborării României cu puterile Axei și intrarea țării în război de partea Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste, Nicolae Blat avea să-și evacueze familia la Sinaia, rămânând în București pentru a îngriji răniții. În calitate de medic aviator, s-a ocupat și de transportul răniților la diferite spitale de specialitate. La 11 octombrie 1944 avea să fie reînscris în Armata Română la Comandamentul Teritorial București. După abolirea legislației antisemite, prin decretul lege 2444 din 18 decembrie 1944, care restaura egalitatea în drepturi a medicilor evrei, Nicolae Blat și-a reluat cursurile la Universitatea de Medicină din București. Printr-un decret emis la 30 iulie 1946, medicii evrei aveau să fie reconfirmați definitiv cu toate drepturile de încadrare în posturile din care fuseseră reprimați. Nicolae Blat, împreună cu alți medici evrei, printre care Oscar Zagăr, Arthur Kreindler, Simeon Iagnov, Benedict Menkeș, Nicolae Cajal și alții, aveau să devină membri în secția de științe medicale a celui mai înalt for, adică al Academiei Române. În 1946, Nicolae Blat a fost numit profesor universitar la Facultatea de Medicină din Timișoara, atunci nou înființată, iar un an mai târziu a înființat Societatea Română de Oftalmologie și Societatea Română de Profilaxie a Orbirii, devenind președintele acestora. După lovitura de stat din 30 decembrie 1947, familia Blat nu a putut să emigreze odată cu familia regală ca parte a suitei, sub pretextul că țara are nevoie de talentele lui Blat. În 1948, profesorul Nicolae Blat a fost numit șeful clinicii și laboratoarelor de oftalmologie și profesor titular de oftalmologie la Institutul de Medicină din Timișoara și profesor și șeful secției de oftalmologie la Institutul de Specializare și Perfecționare a Medicilor din cadrul Universității de Medicină Carol Davila din București. Într-o perioadă în care în România liderii Partidului Comunist Român, printre care Ana Paucăr, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Gheorghe Gheorghiu Dej, participau activ la impunerea comunismului în țară prin teroare și crimă, România devenind un satelit al Uniunii Sovietice, rupând relațiile diplomatice cu statele din vestul Europei, experiența și cuceririle științei medicale sovietice fiind văzute drept avangarda științei medicale din întreaga lume, Nicolae Blat înființa în anul 1948 prima revistă de oftalmologie românească, colaborând cu oftalmologi renumiți din acea perioadă, din întreaga lume, printre care Vladimir Filatov din Uniunea Sovietică, Bayard și Jean Delize din Franța, profesorul Bieti din Italia, profesorul Busaca din Brazilia, Cosme Tatsos din Grecia, Franceschetti din Elveția și alții. După apariția celui de-al doilea număr al revistei de oftalmologie, care ignora sistematic cuceririle științei sovietice, autoritățile regimului de democrație populară au interzis publicarea acesteia,
acuzându-l pe profesorul Blat ca fiind trădător și dușman al glorioasei Republici Populare Române, pe motiv că era doctorul preferat al Palatului Regal. În scânteia din 29 iunie 1949 apărea articolul pentru o justă orientare a activității științifice în Republica Populară Română, care reprezenta hotărârea Prezidiului Academiei Republicii Populare Române din ziua de 28 iunie 1949, însoțită de expunerea președintelui Academiei, Traian Săgulescu, și raportul secțiunii de științe medicale a Academiei Republicii Populare Române, în care se făcea critica revistei de oftalmologie și a profesorului Nicolae Blat. În aceasta se menționa, printre altele, doctorul Nicolae Blat se străduiește astăzi să-și dovedească slugărnicia față de imperialismul american și englez. Prin cursul ținut la Institutul Medico-Farmaceutic din Timișoara, doctorul Nicolae Blat a încercat să abată privirile tineretului studios de la izvoarele celei mai înalte științe, știința sovietică, și să propage idei antipatriotice și antiștiințifice de felul celor care caracterizează revista de oftalmologie. Persoana doctorului Blat nu merită cinstea unei dezbateri în secția de științe medicale a Academiei Republicii Populare Române. Prin urmare, secția de științe medicale a Academiei Române concluziona: revista de oftalmologie, înființată de Nicolae Blat, este o imagine tipică a spiritului de ploconire slugarnică față de știința burgheză decadentă din apus. Ea stă pe poziția cosmopolitismului, care slujește interesele trusturilor imperialiste din America și Anglia, negând marile cuceriri ale științei sovietice, ignorând știința în plină dezvoltare din patria noastră și căutând în general să tăgăduiască și să frâneze puterea de creație științifică și culturală din toate acele țări pe care imperialismul râvnește să le subjuge. Secția medicală a Academiei Republicii Populare Române consideră, prin urmare, că revista de oftalmologie nu reprezintă și nu poate reprezenta oftalmologia românească, căreia îi sunt profund dăunătoare. Nicolae Blat, directorul revistei, a dovedit în activitatea sa că nu este demn să educe pe tinerii care vor forma cadrele noastre științifice de mâine. Socotim că datoria noastră, ca și a tuturor oamenilor de știință patrioți, este să combatem spiritul de ploconire în fața culturii decadente a capitalismului din apus, de subapreciere a propriilor noastre forțe și de ignorare a realizărilor și experienței marii științe sovietice. După ce președintele Academiei Republicii Populare Române, Traian Săgulescu, publica acest articol pentru o justă orientare a activității științifice în Republica Populară Română, prin care critica activitatea științifică a profesorului Blat, acestuia din urmă i s-a cerut să-și facă mea culpa, dar oftalmologul a refuzat. În anul 1949, Nicolae Blat a fost închis pentru prima dată, timp de 2 luni. Avea să fie demis din toate posturile universitare. I s-a interzis să mai consulte pacienți și să mai opereze în spitalele universitare. Cu greu avea să obțină funcția de director a secției de oftalmologie în cadrul policlinicii Dr. Ion Cantacuzino din București. Acesta este articolul pentru o justă orientare a activității științifice în Republica Populară Română, apărut în Scânteia. Era un lung articol de vreo 2, aproape 3 pagini.
Aici, medicul Nicolae Blat este împreună cu colegii săi la Policlinica Cantacuzino, în jur de anul 1950. În această perioadă, securitatea a început un întreg proces de urmărire a profesorului Blat. În dosarul său, de care se află în Arhiva CNSAS, într-un reverat... În ce an au început urmărirea? Securitatea. Datele sunt, din ce am observat și din cât am citit eu dosarul, adică în întregime, personalitatea lui Nicolae Blat avea să fie urmărită încă din anii 1947, cam așa. Am înțeles. Deci rapoartele cam de atunci. De atunci au început, da. Da, da, da. Într-un referat din 27 februarie 1953, se sublinia referitor la profesorul Nicolae Blat. Din punct de vedere profesional, doctorul Blat este foarte bine pregătit în ramura oftalmologie și foarte bun chirurg. Cunoaște limbi străine ca franceza, maghiara, germana, engleza, mai puțin actualmente studiază rusa. Doctorul Blat a fost directorul revistei de oftalmologie din Timișoara, revistă care a fost suspendată pentru faptul că pe lângă articolele pe care le scria, a mai scris și alte articole care erau interzise, iar el a fost suspendat din postul pe care îl deținea. De asemenea, în referatul respectiv se menționa faptul că a tratat pe membrii Comitetului Central, precum tovarășul Gheorghe Gheorghiu Udej sau Emil Botnăraș, ceea ce, de fapt, nu este adevărat. Că i-a fost cunoscut drept preferat al Palatului Regal, în special al reginei Elena, pe care a operat-o personal. De asemenea, se menționează aici că a fost doctorul curant al ministrului american Günther, al ministrului Statelor Unite Rudolf Schenfer. De asemenea, se spunea că este un element care înjosește știința sovietică, susținând știința occidentală cea mai înaltă. Aceasta s-a văzut în diferitele reviste franceze, engleze, americane, germane, în care preamărește știința occidentală. În urma acestei situații s-a atras atenția de a nu mai scrie articole în domeniul medicinii în revistele din țările arătate mai sus, și cu toate acestea, în cursul anului 1951, au apărut articole în acest sens. Doctorul Nicolae Blat are legătură cu diferiți medici din țările din apus și din țările din sud-estul Europei, cu care corespondează. Astfel putem arăta că profesorul Filatov din Odessa, profesorul Bayard din Paris, profesorul Bieti din Pavia. De asemenea, se specifica în referatul respectiv că doctorul Nicolae Blat îl tratează și pe tovarușul Petru Groza. Avem aici câteva imagini din perioada filajului făcut de securitate. Aici este împreună cu și cu soția sa, doamna Marta Blat. În anul 1958, Nicolae Blat a fost invitat să participe în calitate de președinte la cel de-al 18-lea Congres Internațional de Oftalmologie de la Bruxelles, dar guvernul comunist a refuzat să-i dea un pașaport. La finalul anului, familia Blat a încercat să părăsească România, dar profesorul împreună cu soția au fost arestați și închiși în martie 1961, torturați pentru a mărturisi legăturile lor criminale cu imperialismul occidental, relațiile cu familia regală a României, activitatea
imaginară de agent al Wall Street-ului, faptul că poseda în anii 30 conturi bancare în vestul Europei și în Statele Unite. Nicolae Blatt a fost silit să ceară remiterea acestor sume de bani din străinătate, bani care aveau să fie confiscați de autoritățile regimului comunist. De asemenea, Nicolae și Marta Blatt au fost acuzați că au fost vizitați de câteva ori de diplomați izraelieni, că au vizitat legația Israelului, fiind invitați la diferite recepții, unde au discutat posibilitatea de plecare în Israel. În societățile de oftalmologie europene au început să se intereseze de situația profesorului Blatt, când nu au mai primit articolele sale pentru a fi publicate în revistele de specialitate internaționale. Cu prilejul unui congres internațional de oftalmologie, profesorul Francesco Bieti din Italia și un grup de colegi oftalmologi din America și din Europa au discutat despre posibilitatea emigrării profesorului Nicolae Blatt. Cu aprobarea regimului comunist, sora Martei Blatt, Piri Margitai, care locuia în Canada, a obținut atunci din partea a plătit guvernul român pentru a obține dreptul de emigrare al familiei Blatt. Profesorul Nicolae Blatt și soția sa aveau să părăsească țara în anul 1964. Atunci Nicolae Blatt a obținut din partea consulatului francez o viză pe termen nelimitat, familia mutându-se la Paris în august 1964. Fiica dumnealor, Erica, reușise să obțină dreptul de emigrare în 1963 împreună cu soțul său de atunci, Sasha Benjamin. În octombrie 1964, profesorul Blatt a fost numit guest professor für Eugen Heidkund la Universitatea Goethe din Frankfurt, primind și un laborator pentru cercetările sale. Dar, la scurt timp, distrus după o lungă perioadă de teroare cauzată de securitate, Nicolae Blatt se stingea din viață la Spitalul Universității din Frankfurt în aprilie 1965, lăsând numeroase lucrări științifice publicate în diferite periodice de oftalmologie internațională. O victimă a bolșevizării României, declarat dușman și trădător conform unui proces tipic stalinist, profesorul oftalmolog Nicolae Blatt a rămas în istoria medicinii românești și universale prin întreaga sa activitate științifică și publicistică. Vă mulțumesc mult! O invit acum pe doamna Erica Blatt pentru a ne mărturisi aspecte din viața familiei dumnealor, pentru a ne vorbi despre părinții dumneaei, despre tatăl dumneaei. Doamna profesor, aveți cuvântul. Erica? Doamna Erica, mă auzi? Bun, acum mă auziți? Da. Minunat. Ai vreo întrebare specifică? Da. Am mai multe întrebări specifice. Bun.
Aș vrea să ne povestiți cum ați reușit dumneavoastră și părinții să emigrați în acea perioadă. Cum se realizau emigrările în perioada comunistă? În acea perioadă noi am ieșit, cum au ieșit mulți alții, era în timpul guvernului Ceaușescu și cred că guvernul și-a dat seama că pot colecta anumite sume de bani dacă îi lasă pe evrei să plece din țară. Rezultatul a fost, nu numai pentru noi, pentru mulți alții, la Londra trăia un domn Jacober, Jacober. Și el era, de fapt, un antreprenor în lemnărie, dar s-a pus în poziția în care a început să trateze cu guvernul român și cu familia celor care vroiau să plece și care erau deja în străinătate, ce sumă de bani ar trebui plătit pentru familia respectivă ca să li se dea voie să plece din România. Și soțul sorei lui mama, care era în Canada, a intrat în legătură cu acest domn Jacober și au început discuțiile între guvern și Jacober și unchiul meu. Și până la urmă s-a stabilit suma pe vremea aceea de $9,000. Asta acoperea pe părinții mei, pe mine și pe fostul meu soț. Și așa am plecat din România și am ajuns la Paris. Și la Paris. La Paris, ce s-a întâmplat apoi? Ce s-a întâmplat la Paris? Cât a stat la Paris? La Paris am stat pe atunci un an jumate și ne-am dus la ambasada americană și am cerut viză. Eu am cerut viză să viu în Statele Unite, dar și între timp, americanii au spus foarte bine, veniți, dar trebuie să faceți o rezidență în oftalmologie, ceea ce era ridicol. Și între timp, profesorul Thiel de la Goethe University i-a oferit lui tata sau doctorului Blatt poziție de gast profesor la Frankfurt. Eu am stat la Paris până când am obținut doi ani, am obținut viza să viu în Statele Unite. Și am sosit în Statele Unite martie 1965. Aș vrea să întreb dacă se poate, înainte de perioada legată de București, dacă ne puteți împărtăși amintiri din cartierul copilăriei legate de stradă. Adică nu a fost copilăria mea? Da. Mă jucam cu toți copiii din cartier pe stradă. Mergeam cu trotineta, după aia mergeam cu bicicleta. Asta era în timpul copilăriei. Și eram la o școală, Notre Dame de Sion, care era o școală de maici, dar motivul principal era să învăț bine franceza, care o știam deja ca copil. Ceea ce era interesant pentru întrebarea dumneavoastră,
maicile le-au cerut părinților mei să mă botezeze mai multe ori și părinții mei au refuzat să fiu botezată. În ce perioadă v-au rugat să faceți asta? Când aveam 8 ani, deci m-am născut în 34, 42, 43. Da. Deci în perioada Holocaustului. Da, exact. Și după aia, toate școlile astea particulare au fost închise și am fost transferată cu alți colegi la liceu de fete numărul 4, care era pe Călăraș pe atunci. Aproape de locul unde se află astăzi centrul de istorie. Da, bă, asta mă gândeam și eu ieri când m-am gândit la ce, e aproape de centru, exact. Da. Și fostul colegiu Ionescu e aproape de centru, este astăzi, ține de primăria București, este Casa Eliad. Vreau să vă întreb pe ce stradă ați stat? Cum arăta casa? Strada, unde am stat noi? Da. Strada Caimatei, numărul 18, care este lângă piața Rossetti. La etajul întâi. Ați mai vizitat casa? Ați mai vizitat casa după 1990? Sau strada? Când m-am dus în România, m-am dus și erau alți oameni de căvienți. Eram foarte tentată să sun la ușă, dar m-am decis să nu sun. Și deci m-am uitat numai în hol, m-am dus până la etajul întâi. Și aveam două apartamente acolo. Un apartament era în care locuiam și al doilea era apartamentul în care tatăl meu avea cabinet. Deci avea și cabinet acolo. Da. Și cum vi se părea când erați copil? Cum era perceput de ceilalți oameni? Cum mi s-a părut ce? Cum era perceput de ceilalți oameni? Cum vedeați pacienții că vorbesc, că vin? Părinții mei s-au străduit foarte mult să mă facă, cum mama mea a spus mai târziu, zice, te-am făcut mult prea umilă. Cum se spune în românești umilă? Modestă. Da, modestă, te-am făcut mult prea modestă. Deci s-au străduit foarte mult să mă facă foarte modestă, care probabil când am venit în Statele Unite m-a dăunit, că eram modestă și în Statele Unite, dacă vrei să faci ceva, nu poți să fii modestă. Și eu am învățat asta greu, dar am învățat. Și acum am devenit un monstru. E foarte bine. Oricum trebuie spus că dumneavoastră ați absolvit și chimie organică și microbiologie, dar sunteți absolvent și de istorie, la Sorbona chiar. Istoria întotdeauna a fost pasiunea mea și mama mea mi-a infiltrat pasiunea, dar cât eram în România, tot ce mi se preda era istoria Partidului Comunist. Și ca rezultat, eu am refuzat să învăț, dar între timp citeam foarte, foarte multă istorie și când m-am dus la Paris, m-am înscris la Sorbonne. Ne bucurăm foarte mult. Vreau să vă mai întreb legat de cât de mult v-a influențat tatăl în alegerea carierei ulterior. Și mai avem o curiozitate. Cât m-a influențat ce? Tatăl în alegerea carierei, dacă a fost un model de urmat pentru dumneavoastră. Bine, da, a fost un model și din păcate totdeauna subconștient am regretat că n-am putut să mă duc la școala de medicină, că mi s-a spus de la început că n-o să fiu primită pentru că vin dintr-o origine socială nesănătoasă.
Și asta mi se spunea și la școala de fete numărul 4. De exemplu, când toți copiii, toți elevii erau încadrați în Uniunea Tineretului Muncitor sau cum se chema, pe mine mi-au spus că am o origine socială nesănătoasă, deci nu pot să fiu încadrată. Și când i-am spus asta tatălui meu, mi-a spus bravo. S-a bucurat. Da. Asta din cauza apropierii de casa regală, de familia regală. Da, dar era și oftalmologul diferitelor ambasade. Ambasada italiană, ambasada engleză, ambasada americană, ambasada Israelului era și pentru că într-adevăr avea o mulțime de legături științifice cu oftalmologi din străinătate, din Statele Unite, din Israel, din Belgia, din Franța, din Germania. Da, deci era candidatul perfect să fie urmărit informativ. O, eram urmărit tot timpul, știam asta. Și când dacă mergeam la un la un moment dat a venit un jurnalist din Statele Unite și a cerut un interviu lui tata și s-au dus la un restaurant, dar sub masă era un microfon care registra tot și în casă la noi tot ce făceam se registra. Și ca să când vorbeam ceva, ieșeam pe balcon sau pe stradă ca să nu se registreze ce spuneam. Dar recunoșteați oamenii care urmăreau, adică știați cine este securistul care se ocupa de... Bine, la un moment dat... ceea ce se făcea foarte mult în România atunci, ori în Republica Populară Română, era să recruteze diferite persoane din societate ca să funcționeze ca spioni. Și au venit, m-au luat și pe mine, m-au dus la o clădire care nu mai știu ce e astăzi, dar care era o clădire a securității undeva în spatele poștei, deci aproape de Lipscan, și au încercat să mă convingă să fac spionaj, pentru că ziceau, tu ai acces la toate societățile, fiind fiica lui Black. Și bineînțeles că am refuzat, mi-era o frică. Noi ne-am obișnuit toți să trăim cu frică. Și mi-era o frică, dar am refuzat și mi-au spus dacă refuză, o să-i omor. Părinții mei erau în închisoare atunci. Și dacă refuză, o să-i omorâm pe părinții tăi. Și am refuzat. După ce tata a ieșit din închisoare și i-am spus povestea, mi-a spus, dacă ai fi acceptat, aș fi scuipat în față. Câți ani aveați când ați refuzat securitatea? Câți ani aveam? 25. Și în general, după ce am refuzat, m-au dat afară și pe mine din toate... Nu, mai întâi veneau la serviciu și mă luau și mă duceau la închisoare sau la ce era și îmi puneau întrebări și mă chestionau ore întregi. Asta despre ce anume? Despre familie sau despre legăturile? Amândouă. Ambasadele sau ce? Amândouă. Și, ce vă întrebau? Poftim? Ce vă întrebau când vă luau așa brusc de pe... Bine, vroiau să știe dacă avem bani în străinătate,
vreau să știe dacă am scos lucruri în străinătate și vreau să știe detalii tatălui meu cu oamenii științifici din străinătate. Și dar înainte să mă dea afară de peste tot, veneau la serviciu și mă luau cu o mașină și mă duceau la securitate ca să mă întrebe și până mă duceau înapoi. Și ceea ce era foarte interesant este că în camera de așteptare, înainte ca să mă chestioneze, îi întâlneam pe diferiți oameni care veneau regulat la noi în casă. Informator. Poftim? Informator. Turnători. Da. Exact. Și după aia m-au dat afară și am găsit un serviciu numai ca să vopsesc trotuarele în București, pe stradă. Ceea ce făceam cu multă demnitate. Și îmi aduc aminte că o doamnă s-a apropiat de mine și mi-a spus: cine sunteți? De ce faceți asta? N-aveți aerul de a vă, că faceți această meserie. Probabil că eram prea bine îmbrăcată sau ceva. Deci, și eram tot timpul urmăriți. Care a fost perioada, cam cât a durat perioada cea mai dură de urmărire până ați emigrat? Câți ani? Care a fost ce? Cât de lungă a fost această perioadă de urmărire până ați emigrat? Vai, dar a început 11 ani. De la 15 ani încolo până când am emigrat. Da. Dar acest sentiment de urmărire continuă, vă spun că și cu el după ce ați ajuns în lumea liberă. Cum a simțit trecerea? Dacă merg pe stradă aici și aud pași în spatele meu, psihologic mă opresc și îmi las persoana să treacă. Pentru că eram așa de conștientă pe atunci că eram urmărită. Au rămas urme. Da, cred că o să rămână urme totdeauna. Și nu sunt singura în situația asta. Sunt sigur că sunt și alții, dar fiind avut un tată așa de proeminent, probabil că la mine a fost mai mult. În cazul meu a fost mai mult. Deci era o vârstă, adică erați destul de mare ca să vă dați seama că vă urmăresc. Da. Dar ați avut dezamăgiri legate și de prieteni apropiați? A, da. Adică de vârsta dumneavoastră? Atunci. Da. Dar la toți li s-a spus, probabil ce mi s-a spus mie, trebuie să fii informator. Unii au făcut și de bună voie, din păcate. Vreau să vă întreb legat de Casa Regală, dacă ați avut vreo întâlnire oficială sau neoficială cu membrii Casei Regale a României. Personal? Da. Bine, părinții mei m-au dus când Bucureștiul era bombardat, m-au dus la Sinaia și acolo am avut odată ocazia să întâlnesc pe regina, dar am fost dusă la Sinaia în mașina Casei Regale și pormă, când am venit înapoi, tot m-am întors în mașina Casei Regale. Ceea ce era interesant este că când ne-am întors, eu și cu mama mea, eram în timpul când nemții plecau
și rușii intrau. Deci erau bătăi și omorâri. Deci șoferul sau casei regale care ne-a dus înapoi de la Sinaia a venit înapoi, a făcut un contur prin munți și drumul de la Sinaia la București a durat 8 ore. Dar era mai sigur. Da. Și cum a fost perioada când a stat acolo la adăpost? La adăpost? Da, cum percepați ce se întâmplă în jur? În timpul ce bombardamentelor și în timpul când... Da. Păi, vis-a-vis de noi era un maidan care ar fi trebuit să devină un parc, dar niciodată n-a devenit. Și au construit, cum se cheamă, unde aperi de bombe, subterane, în care toată lumea mergea în timpul bombardamentului și până bombardamentul se oprea, stăteam în subteran. Adăposturi antiaeriene. Poftim? Adăposturi antiaeriene. Exact, adăposturi antiaeriene. Am uitat puțin românește, nu mult, dar perfect, perfect. Ne face foarte bine să auzim o limbă aproape perfectă. Okay. Ca și cum am plecat ieri de aici. Când ați fost ultima oară în București? Foarte bună prietena de-a mea, care locuiește acum la Paris și cu care am crescut, când m-am dus la Paris să o văd, îmi zice, este o rușine națională cum vorbești românește. Nu e adevărat. Eram și suntem încă foarte bune prietene, deci aceste lucruri nu mă deranjau. Să știți că și noi acum vorbim cu multe neologisme englezești. Deci vorbim și noi o română amestecată. Da, se pare că da, am descoperit, da. Aș vrea să vă mai întreb eu ceva, dacă se poate. Bineînțeles! Referitor la perioada 1940, vă mai amintiți cum era atmosfera din București în acea perioadă? În 1940 aveam 6 ani. Cred că era perioada, cum se cheamă, legionarilor. Da. Și... părinții mei făceau, nu vreau să ies prea mult pe stradă. Și pe atunci aveam tata mai avea încă o mașină și mergeam în mașină unde asculta radio ca să audă ce se întâmpla cu starea legionarilor. Dar probabil că datorită reginei Elena, noi am fost protejați de legionari. Și mi se spunea totul. De exemplu, când am dus la... Mi se spunea nu vorbi ca copil. Nu vorbi în contra nemților. Nu deschide gura. Dar... ca copil... Acasă aveam o viață foarte bună, dar politic trăiam cu toții într-o perioadă Germania, comunismul și așa mai departe. Deci trăiam într-o perioadă în care am învățat cu toții să trăim cu frică. Cum era tatăl dumneavoastră în mediul familial? Mai avea timp... Să poftim? Fie alături de dumneavoastră. Cum era tatăl dumneavoastră în mediul familial? Mai avea timp să fie alături de dumneavoastră? Da. Tatăl avea ore foarte fixe.
se scula la 6 dimineața, mergea la cabinet sau la universitate, se întorcea la 2 când aveam masa de prânz, lua o siestă de 2 ore după aia și se ducea la ora 4 înapoi la lucru și lucra până la 8. Și atunci venea întotdeauna și mi-aducea un carton mare de prăjituri de la Nestor. Dar am fost foarte disciplinat. Într-un fel am avut totul, dar în același timp am fost și foarte disciplinată. Cum a ajuns tatăl dumneavoastră, medicul familiei regale? Cum a ajuns? Da. Tata locuia, avea un cabinet la Târgu Mureș și fratele reginei Elena, care devine regele Alexandru, dar care a murit tânăr, a avut un retinal detachment, o detașare a retinei. Retina fiind ultimul, cum se cheamă, ultima pieliță. Retina este echivalent cu filmul unei aparat fotografiat. Și dacă se detașează, în special în vremea aia, puteai să orbești. Astăzi se tratează cu laser, dar pe atunci nu se trata cu laser. Nu se cunoștea laserul. Asta era înainte de să mă nasc eu. 1930-31. Poftim? Cam prin 1930-31 trebuie să fie. Și el a avut un s-a sculat și nu putea să vadă. Și l-au dus ca o emergency la doctorul Blatt. Și tata a performat operația de retinal detachment, care a durat 9 ore. Și după aia, Alexandru l-a recomandat pe tatăl meu reginei Elena. Și așa au fost invitați să se mute de la Târgu Mureș la București. Și așa m-am născut eu la București. Am înțeles. Credeți că este posibil ca măicuțele catolice să se fi gândit la botezul dumneavoastră pentru a vă salva în acea perioadă? Nu, că nu era încă cazul atunci. Nici ele nu știau ce o să se întâmple. Am înțeles. Nici ele nu știau. Clasa întâia primară am fost la o școală care se chema Maison de Français. Și pormă în a doua primară, până când s-au naționalizat școlile, am fost la Notre Dame. Deci asta înseamnă din a doua primară până la vârsta de 13 ani. Dar după aceea ați intrat și în școli evreiești? În perioada Holocaustului? Nu existau școli evreiești. Existau numai școli de stat. În perioada Holocaustului, când elevii... Nu, eu vorbesc de perioada după 47. Ah, ok. Dar înainte, în perioada Holocaustului, ce vă aduceți aminte de școală? Eram la școala de maici. Eram la școala de maici și mi se spunea întotdeauna, nu uita că ești evreică. Deci erau și... Dar n-am crescut într-o atmosferă religioasă. Părinții mei erau amândoi ateiști. Nu ați avut prieteni evrei? Oh, da, foarte. Dar nu numai că am avut prieteni evrei. Școala asta, Notre Dame de Sion, era plină de copii evrei. Plină, plină. Și toți aveau probleme? Adică maicile erau cu toți la fel... Le atrageau atenția să nu uite să fie că sunt evrei? Sau aveau antipatii și simpatii?
După părerea mea, și sunt foarte cinică, antisemitismul a existat peste tot și continuă să existe, după părerea mea. Nu pot să spun că maicile aveau sincer, din punctul lor de antipatii sau simpatii. Cred că erau foarte interesate de ceea ce li se aducea. Asta nu înseamnă că nu erau unele foarte, foarte prietenoase și foarte bune. Dar ca copil îmi aduc aminte că aveau mai multă simpatie pentru ce se cadourile care li se aduceau și lucrurile care li se aduceau decât cei care îi aduceau mai puțin. Și nu vorbim de bani, vorbim de cadouri. Și eu eram un copil imposibil. Nu puteai să mă controlez prea ușor. Și de multe ori mama era chemată la școală să îi se spună ce imposibil eram. Dar am rămas cu niște amintiri bune și amintiri proaste, amândouă. Mai târziu, mă scuzați, da. Cursurile cărui liceu ați urmat? Cursurile ce? Ce liceu ați făcut mai târziu? Cum, liceu de fete numărul 4, că nu era ce am ales, era unde am fost repartizat. Deci se repartiza. Am fost repartizat în diferite școli de stat. În funcție de stradă, nu? Da. Exact. Și era liceu de fete numărul 4 pe calea Călăraș. Există un moment în care ați avut o astfel de experiență legată de antisemitism, primul moment la vârste mici, în care vi s-a spus tu ești evreică sau v-a simțit într-un fel neprotejată? Nu, dar când, de exemplu, la Sinaia, când în 1940, când am fost dusă, prietenele mele erau evreice. Fetițe evreice. Și sincer, nu mai mi-aduc aminte de numele lor. Dar erau fetițe evreice care erau prietenele mele. Și în general, și la maici, cu excepția unei prietene care este și acum prietena mea și care e la Paris, majoritatea fetelor erau prietenele erau evreice. Dar alte amintiri legate despre București și despre chiar și despre amintirile culinare, cu ce culinare? Da. Nostalgie, ce nostalgie aveți legată de România și de București în special? Vreau să fiu sigură că înțeleg întrebarea. Vorbiți de culinare, vorbiți de mâncare? Da. Orice vă aduce aminte de România sau... Oh, vai, bineînțeles. Plăcintă cu brânză, plăcintă cu carne, astea nu se găsesc aici. Nu există. Sarmale se găsesc, dar nu sunt niciodată făcute cum erau în România. Și ardei umpluți. Asta mă măligă. Și eu mă enervez că mă duc aici la magazine, că ei vând mămăligă și spun că e polenta.
Și n-are niciun gust. Și, e un snobism aici. O să cerem polenta. Eu nu cer polenta pentru că nu se aseamănă deloc cu ceea ce aveam acasă. Dar care era adora mămăligă cu brânză. Care era mâncarea preferată a tatălui dumneavoastră? Care era ce? Mâncarea preferată? Mâncarea preferată a tatălui dumneavoastră. Stai să mă gândesc. Nu mai știu cum se spune în românește. Carne fiartă. Poftim? În engleză. Cu sos de hrean. Nu știu dacă mai există sos de hrean în București, dar exista un sos de hrean care se făcea cu smântână care se servea cald și era delicios. Puteți să ne povestiți ceva despre cum se desfășurau sărbătorile în familie? Care sărbători? Am înțeles, părinții erau atei. Părinții erau atei. Bine, dar ceea ce am uitat să vă spun este că tata a fost crescută într-o atmosferă foarte ahabotnică. Amândoi părinții lui erau foarte habotnici. Și tata a continuat să respecte religia evreică, evrească, până când a decis că astea sunt toate povești, că el este ateist. Din păcate, eu n-am fost lângă tatăl meu când a murit, că eram în Statele Unite și nu mi s-a dat viza să mă duc în Germania. Dar mama îmi spunea că pe patul de moarte tata a început să spună să rugăminte în Yiddish. Rugăciune în Yiddish. Da. Deci e interesant cu ceea ce crești nu rămâi. Bineînțeles, nu poți să uiți. Da. Și mama era foarte ateistă. Numele de, nu știu dacă ai asta, Irina, numele de fata lui mama era Schiner. S-C-H-E-I-N-E-R. Da. Și erau ardeleni. Vă mai amintiți despre bunicii din partea mamei, ai tatălui? Puteți să ne povestiți? Am cunoscut pe amândoi. Bunicii din partea tatălui am amintiri vagi. Și bunica din partea mamei a murit când eu eram deja în Statele Unite și ea era în Statele Unite și a murit la 95 de ani. Nu era în Statele Unite, era în Canada cu sora mamei. Dar bunicii din partea lui tata am amintiri vagi, pentru că mă duceam acolo tot timpul, dar eram foarte tânără și mi-aduc aminte că una din fetele surorii lui tata mi-arăta cum să scot. Ce e asta? Mi-arăta cum să scot oul de sub o găină la ei acasă. Dar cum se face că domnul Nicolae Blat a reușit practic să-i salveze pe bunicii, pe părinții mamei dumneavoastră și rudele din partea mamei și pe proprii frați, nu a reușit să-i salveze? Nu a reușit. Dar părinții mamei
au fost salvați datorită lui Maniu. Știi cine e Maniu? Da, Iuliu Maniu, da. Da. Care a murit la Sighet în închisoare. Da. Da. Dar n-au reușit să-i salveze pe părinți, tata. E cam tragic și era foarte... Mi-aduc aminte că era tragic. Sunt gata la mai multe întrebări, dacă vreți. Dacă vor și din invitați să vorbească, să întrebe? Poftim? Dacă vor și din ceilalți participanți să întrebe? Da. Doamna Lia? Bun. Ascult. Aș mai avea o întrebare. Cine v-a ajutat după ce ați reușit să plecați din România în 63-64? Cine m-a anunțat ce? Cine v-a ajutat în străinătate? Ah, foarte bună. Cum ați ajuns la Sorbona? Foarte bună întrebare. În primul rând, știți ce este HIAS-ul? H-I-A-S, Societatea Evreiască din America, care îi ajută pe evrei emigranți din estul Europei. H-I-A-S. Și ei au ajutat pe toată lumea care veneau ca emigranți cu anumite sume de bani care noi le plăteam înapoi când aveam un serviciu. Acum, pe părinții mei, din punct de vedere personal, ambasadorul, înainte să, la Paris, înainte să plece în Germania de la Paris, ambasadorul Italiei în România, a cărui nume era Lofaro, L-O-F-A-R-O, și pe care tata l-a operat, înainte să plece, l-a întrebat pe tata ce pot să fac ca să vă ajut. Și tatăl meu a zis, am niște bijuterii pe care vă rog să le scoateți. Dacă reușesc să ies, mi le dați înapoi și dacă nu, le păstrați dumneavoastră. Și când am ajuns, când părinții mei au ajuns la Paris, Lofaro era ambasadorul Italiei în Turcia. Și a venit de la Ankara la Paris și a adus bijuteriile. Și bineînțeles că tata foarte, i-a dat, asta e pentru dumneavoastră, păstrați o piesă sau două. Acum, rezultatul este că am reușit să trăim vânzând, prin vânzarea bijuteriilor. Da. Dar cum a ales domnul Nicolae Blat să meargă totuși în Germania? Nu i-a fost greu să meargă în Germania nazistă după toată acea perioadă? Da. Mii de evrei din România s-au dus în Germania. Și toți știm cât erau de naziști, dar tata nu s-a dus în Germania nazistă. Tata s-a dus în 1966. 64? În 64 a sosit la Paris.
toată lumea a căpătat, toți am căpătat viză la Paris. Și stai puțin să mă gândesc. Da, și a stat la Paris până în 1966, făcând diferite cereri să meargă în diferite țări. Și nemții, profesorul Thiel, care îl cunoștea și pe care era directorul oftalmologiei la Goethe University și care îl cunoștea pe tata de când era student, i-a oferit această poziție. Și nu uitați, părinții mei, ca toți cei care au și origine ungurească, au o educație nemțească. Da, și au ales practic Germania, da. Pentru că deja știau limba germană nativă. Da. De exemplu, mama mea știa să scrie în limba în litere gotice. Care era profesia mamei dumneavoastră? Puteți să ne povestiți? Era fotografă. Era fotografă și era fotografă. Dar mama a trăit înainte să se căsătorească cu tata și în Statele Unite. A trăit în San Diego. Și acolo și-a practicat și meseria de fotograf pe care... La un moment dat aveam aparatul ei vechi de fotografie. Nu-l mai am, nu știu ce a devenit. Dar îl aveam acasă. Primul ei aparat de fotografie care era foarte, foarte exact cum arăta un aparat de fotografie vechi pe atunci. Ce fel de fotografie făcea de studiu? Cum arăta în 1920. Ce tip de fotografie făcea? Poftim? Mama, ce tip de fotografie făcea? Geografică. Geografică, excelent. Da. Și ați păstrat lucrările ei? Sunt undeva într-o colecție? Nu le mai am. Irina m-a întrebat același lucru, dar nu le mai am. Dar sunt într-o colecție, într-o arhivă, la un muzeu, cumva? Nu știu, pentru că... Nu știu ce s-a întâmplat pe atunci și nu știu, a practicat asta și în Statele Unite, nu știu ce s-a întâmplat cu fotografiile ei. Dar pentru că există creditarea fotografului, e posibil, adică se poate reconstitui la un moment dat. Da, după ce s-a căsătorit cu tata, pentru un timp lung, mama l-a ajutat pe tata în cabinet. Și după aia, când în timpul regimului comunist a reușit pentru un timp să capete un post ca, cum se cheamă, electrocardiograme, fotografia plămânilor, nu știu cum se spune. Radiologie. Radiologie, da, exact. Aș vrea să vă întreb totuși legat de Maniu, dacă ați depus mărturie sau ați scris undeva despre influența aceasta asupra familiei, asupra destinului familiei. Nu, n-am scris nicăieri. Pentru că știți, în 2021 se încearcă obținerea dreptului, recunoașterii lui ca drept între popoare la Yad Vashem. Și cred că o astfel de mărturie ar ajuta pentru distinția care îi se va acorda destul de târziu. Și ar fi interesant să încercați să faceți o astfel de scrisoare către Yad Vashem. Da, asta pot să fac foarte bine. Da. Ei caută mărturii ale unor persoane și documente care pot să demonstreze. Aha, nu știam. Dar ar fi extraordinar. Și ne bucurăm că ați vorbit despre asta. Ne-a spus foarte multe lucruri la care nici nu
ne gândeam și n-am fi bănuit. Probabil că este și un sentiment ușor așa de reîntoarcere spre un loc și iubit și plin de amintiri mai puțin plăcute. Da, dar când m-am întors prima oară în România, după 1984, după am fost, eram șocată de ce vedeam. Cum vi s-a părut atunci? Poftim? Cum vi s-a părut atunci, după 1984? Oribil! Oribil, 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 absolut oribil! Da. Ați mai fost de atunci? Da, am fost. Ultima oară am fost în România acum 2 ani jumate. Și acum cum vi se pare? Al meu. Mult mai bine. Mult, 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 mult mai bine. Dar vorbeam cu șoferii de taxi care spuneau că e foarte multă hoție și că e oribil, dar venind din afară și comparativ cu ce am văzut prima oară, mi se București, mi s-a părut mult mai bine. Mai aveți prieteni aici? Poftim? Mai aveți prieteni sau rude în România? Nu mai am pe nimeni în România. Absolut nimeni nu am. Aveam o verișoară de-a lui mama care a murit foarte mulți ani și toți prietenii au plecat. Cum eu am plecat. Au emigrat. Au plecat sau în Israel, au plecat sau în Statele Unite, au plecat sau în Paris, au plecat sau în Germania. Da. Ce v-a făcut să vă întoarceți dacă nu mai este nimeni aici? Ce ați făcut? Ce vreau să vedeți? Da. Una din pasiunile mele și a continuat pentru mult timp și aici și în Franța era să mă urc pe munte. Deci eu ador munții românești și vederile din România. De altfel, la un moment dat hotărâsem să fac un grup de american să-i duc în România să vadă diferitele regiuni și le-am dus. Și ne-am dus până și la mănăstirile din Moldova, până la Putna și până ne-am întors. Nu ne-am dus la Marea Neagră. Data viitoare. Da. Părinții mei mergeau foarte mult tatăl meu adora Marea și Marea Neagră. Și când eu eram copil, sau înainte ca eu să mă nasc, mergeau foarte mult la Mamaia. Dacă, nu știu dacă mai există Mamaia. Există. Acum un fel de Miami Beach. Și după aia, eu mă duceam la... Pardon. Schimbaseră numele, dar mă duceam la localitatea Carmen Silva, care în timpul comunismului schimbaseră numele. Carmen Silva fiind numele soției lui Carol al I, ca poetă. Da, Elisabeta. E o stațiune de tratament specializată în omor. Dacă prieteni, iară, eu spun că peste tot există, în Statele Unite există foarte mult antisemitism și acum. Și în România totdeauna a existat. Dar în același timp nu pot să generalizez pentru că am cunoscut oameni care nu gândeau așa. Un exemplu era Maniu. Uh,
bunicii mei au murit la Auschwitz, din păcate, și surorile lui tata au murit la Auschwitz. Mai aveam o fică a unei surori de-a lui tata, care știu că e în Israel acum, dar n-am mai continuat. Era mai vârstă decât mine, cu vreo 8 ani. Și ea, când a ieșit din Auschwitz, a supraviețuit și a venit la tata, și tata a vrut s-o pună la școală să învețe o meserie și a refuzat. A spus, nu, eu n-am nicio răbdare acum să învăț nimic după ce am ieșit din lagăr. După aceea s-a căsătorit și s-a dus în Israel, dar am pierdut urmă de ea. În detenție, securitatea a încercat să-l determine pe domnul profesor Blat să ceară înapoi banii din conturile din afara țării? Ce s-a întâmplat asta? Da, l-a forțat. Au fost chinuiți în străinătate. Nu în străinătate, în România, când erau, acum aici mă emoționez, au fost chinuiți și au fost forțați să semneze scrisori ca să trimeată banii înapoi. Și banii din Statele Unite au fost trimise înapoi și banii din Anglia au fost trimise înapoi. Singurul, unde era suma cea mai mică de altfel, era Elveția. Și elvețenii au spus, domnule, dacă vreți banii, veniți personal să-i ridicați. Deci elvețenii nu au trimis banii doctorului Blat regimului comunist. Nimic, exact. Dacă mai vrea cineva să întrebe. Poftim? Întreb dintre participanți. Doamna Lia Beniamin, știu că e alături de noi. Este unul dintre cercetătorii seniori ai centrului. Dacă ne aude. Nu vorbiți cu mine acum. Încerc să fac lumea să pună întrebări. Noi suntem foarte interesate să punem cât mai multe întrebări. Și mă gândesc că mai sunt și dintre alți participanți. Putem face o poză de pauză de 3 minute? Da. Da? Mă întorc. Pauză 3 minute. Vă auzim, doamna? Doamna Beniamin, ne auziți? Vă aude. În regulă. Vă și vede. Această conferință este înregistrată? Da. Da. O poate vedea undeva în reluare? Da, da. Pe Facebook, okay. Da. Ok. Am întrebat dacă e înregistrată conferința ca să puteți auzi și vedea în reluare. Dacă există întrebări din partea participanților, când se va reîntoarce doamna Erica, vă rog să vă afirmați, pentru că mai avem puține minute din conferință. Și... Eu mai am o întrebare. Da. M-am întors! Bine ați revenit! Mă gândeam tocmai, m-ați întrebat, Anca, dacă am avut dezamăgiri cu prieteni. Oameni foarte apropiați. Vorbesc eu. Care au turnat. Și din păcate erau și evrei. Da, ați regăsit chiar și rude? Poftim? Ați regăsit
cumva chiar și rude în dosarul de urmărire sau? Rude? Se da, mai da. Întâmplă. Da, 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 aveți total dreptate. Îmi pare rău. Aveți total dreptate. Și da, se întâmplă foarte mult. Ok, Alexandre Dorin, de ce familia Blat nu a rămas unde? În România, să luptați pentru îndepărtarea regimului. Păi deja Pofim. Era dușmanul regimului. Tatăl meu avea 75 de ani pe atunci. Și vreau să știu ce înseamnă că ar fi trebuit să se lupte. Cunoașteți că după ce noi am plecat, regimul s-a terminat până în anii 1980. Tare aș vrea să știu ce înseamnă, de ce nu a rămas în România să se lupte. Eu cred că această integrare în lupta, în munca științifică... Cu altă, apropo, tata a refuzat să devină membru de partid. Da, Nicolae Blat nu a fost niciodată membru de partid. Și avea niște principii foarte, foarte mari. Și cred că s-a luptat destul prin știința lui și prin tot ce a spus. Da, asta vreau să spun și eu și eu voi sublinia că activitatea lui științifică este în sine o luptă pentru... Pentru umanitate. Pentru România și pentru România. Din România. Deci, până la urmă, deci nu trebuie să trăim cu impresia că există o conspirație universală și că toată lumea se ajută. Există, așa cum oameni care inspiră și oameni care atrag persoane bune, comportamente bune și vedem în imagine pe Rabinu Șafran, pe German, exemple de demnitate și unul dintre exemplele de demnitate este și înainte de regimul comunist și în timpul regimului comunist. Da, Anca, Nicolae Blat. Anca, în plus, vorbim de luptat, în timpul reginei Elena, care a făcut foarte mult pentru evrei, tata era puntea de legătură între rabinul Șafran și regina Elena și o informa pe regina Elena tot felul de fapte care dânsa nu știe, n-avea cum să știe. Da, asta e foarte important de menționat. Regina Elena, care deja a primit această recunoaștere internațională ca drept între popoare, pentru că a ajutat la salvarea, în special a ajutat foarte mult. Orfanii din Transnistria. Și ea era convinsă, și probabil că avea dreptate, că guvernul Antonescu o spiona să vadă... E adevărat, dar și ca femeie și în poziția pe care o avea, la fel a avut un curaj extraordinar de a spune ce este nedrept și a încercat să repare ceea ce este nedrept. Și la fel am vrea, dacă se poate, mai multe mărturii, documente despre acea perioadă, dacă tatăl dumneavoastră a scris undeva despre cum sau a avut memorii undeva sau un jurnal despre această perioadă. Ne-a interesat foarte mult și știu că și Irina și pentru cercetarea Irinei este esențial această legătură dintre Nicolae Blat și regalitatea în perioada Holocaustului. Cât de important au fost medicii evrei din jurul reginei în acea perioadă pentru transmiterea de mesaje. Ceilalți doi medici al reginei erau evrei. Unul era Aronovici și celălalt era dentistul Winkler.
nu știu unde sunt niciunul din ei, dar erau evrei foarte mult. Asta a fost unul dintre canalele de comunicare prin care a putut să afle ce se întâmpla cu comunitatea evrească. Da. Dar nu numai că a aflat, a luat și o atitudine în apărarea lor în momentul în care nu foarte multă lume îi apăra. Ca să precizăm domnului Alexandrei, asta este cea mai importantă parte a luptei pentru evrei din România pe care a făcut-o Nicolae Blat și moștenirea pe care ne-a lăsat-o. De ce să faci pentru comunitatea ta atunci când pare complet în pericolul cel mai mare. Vorbind de memoriile reginei Elena, probabil că nepoata ei, Margarita, da, poate fiica lui Mihai, are niște memorii scrise de bunica ei. Bănuiesc. Sunt documente. Recent a început să se scrie despre regina mamă Elena și să fie readusă și în atenția publicului larg prin publicare de documente și diverse cărți care au fost dedicate. Și în special datorită comemorărilor legate de Holocaust și de această distinție de drept între popoare, regulat se aduce aminte și este adusă în lumină această perioadă și influența foarte pozitivă, foarte pozitivă pe care a avut-o. Și care este o influență pe care și regele Mihai i-a transmis un model de demnitate și de comportament. Exact. Exact. Pe care nu l-a văzut în tatălui, de exemplu, dar a fost esențial pentru el modelul matern. Și ne bucurăm că am obținut acest model. Irina, tu ai altă întrebare sau comentarii? Da, și mai avea o ultimă întrebare. Să ne spuneți care este secretul vieții dumneavoastră foarte active, antrenată în permanență în proiecte, în diverse domenii? Nu știu dacă e un secret, dar când mă analizez, recunosc în mine caracterul tatălui meu. În sensul că sunt o luptătoare. În continuu mă lupt pentru ceva. Și probabil că asta mă ține, am 87 de ani, probabil că asta mă ține mai tânără, nu știu cum. Tocmai lunea asta trecută am dat o clasă la un grup de 35 de persoane și unul din studenți care mă cunoaște de mult, îmi zice în pauză: tu-ți dai seama că ai aproape 88 de ani? Cum reușești să faci asta? Zic că sunt afurisită, am zis. Deci nu trebuie să fim așa de modești și să fim și un pic afurisiți. Dar părinții mei au avut foarte mult de suferit în închisoare. Mama a suferit îngrozitor și nu vreau să intru în acest amănunt, dar a fost foarte, cum să spun, a suferit corporal foarte mult. Amândoi au suferit corporal, dar mama, ce i s-a întâmplat este ceva groaznic. Și când eu eram la securitate și îmi puneau întrebări,
puneau o apă să pice în spatele meu. Pic, 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 pic. Se pare că asta intimidează pe oameni. Bă, nu m-a intimidat, dar se auzeau niște țipături și îmi spuneau, auzi țipăturile astea? Astea sunt părinții tăi pe care îi... pe care te... Da. Îi terorizau. Sau te făceau să crezi că îi terorizează în acel moment. Da. Ce m-a făcut să rezistați în momentul respectiv? Nu. Și părinții mei nu sunt singurii care au suferit de comunism. Sunt o mulțime, o mulțime de alții care au suferit, evrei și nu evrei. E o perioadă groaznică din istoria României, din istoria estului Europei. Săruna, ce părere a tatăl dumneavoastră despre evreii care îmbrățișaseră comunismul după 23 august 1944? Pentru că în România avem această problemă și acest mit. Toată lumea acuză, toată lumea care nu cunoaște istoria, acuză comunitatea evrească și pe evrei că ar fi adus comunismul în România. Ce părere avea dânsul și ce părere aveți dumneavoastră? Ok. Ce părere am ce? Dacă era comunism în România? Referitor la acuzația că evrei ar fi adus comunismul. Au fost mulți evrei care au devenit comuniști. Cu toate că, în părerea mea, comunismul nu există, este o formă de dictatură. Aș putea să-l probabil să-l compar cu unul din grozavii din Statele Unite, dacă a devenit președinte. Dar comunismul este o dictatură și n-are nimic de a face cu comunism. Eu cred că Karl Marx s-ar întoarce pe mormânt dacă ar vedea cum s-a transformat teoria lui de comunism. Și cine a pus întrebarea, de altfel? George Weiner, salut mâna. Ah, bonjour. sunt adesea, am această problemă adesea în discuții cu oameni care nu sunt din comunitatea evrească și nu știu ce să le răspund referitor la această acuzație. George, n-am înțeles ultimele trei cuvinte. Numai o secundă. Irina, închideți sunetul. Adesea mi se întâmplă să primesc această acuzație că evreii ar fi adus comunismul în România. Ar fi adus comunismul în România? Da, și nu știu ce să le răspund. Nu știu ce să le răspund. Că asta e o tâmpenie ce spun. Dar chiar că e o tâmpenie, e o tâmpenie de necrezut. Pe ce bază se spune asta? Da, că au fost mulți evrei care au devenit comuniști, dar că evreii au adus comunismul în România, asta înseamnă că ei nu cunosc istorie, nu cunosc, e o tâmpenie. Asta mi se spune de foarte multe ori în această tâmpenie. Și eram interesat de părerea dumneavoastră și eventual de părerea tatălui dumneavoastră, văzând că la vremea respectivă au existat evrei care au îmbrățișat comunismul. M-ar fi interesat un punct de vedere. Ok. George, nu te aud clar. Știu ce ai spus, dar nu știu dacă ai pus o întrebare. Pune tu întrebare.
Eu aș vrea să sugerez și ne-a interesat foarte mult. Aș vrea să încurajez pe Irina să vă ia un interviu dacă nu a făcut-o deja și ne-ar interesa foarte mult să publicăm sub formă de amintire acest interviu în revista Centrului de Istorie, revista de istorie a evreilor din România, dacă v-ar face plăcere. Pentru noi ar fi foarte interesant. Foarte bine! Da. Noi am început foarte mult. Irina, nu te aud deloc. Spuneam că noi am început o serie cu interviurile despre tatăl dumneavoastră și despre viața familiei și o vom continua. Foarte excelent. Bine. Vă dau the green light. Culoarea verde. Trăiesc într-o țară în care americanii n-au nicio idee despre lucrurile astea. Și nici nu se închipă, nu că n-au nicio idee, nici nu se închipă și nici nu vor să știe. Pentru că de ce? În ultimul timp, istoria, în general, a devenit un subiect de ales. Dacă vrei, ai istorie în școala primară și în liceu, dacă nu vrei, nu ai istorie în școala primară sau în liceu. Sau ei nu cunosc deloc lucrurile astea. Eu am foarte mulți studenți care sunt mai bătrân de, sau mai în vârstă de 40 de ani și când îi întreb de ce luați această clasă, de ce urmăriți această clasă, răspunsul este pentru că ne spuneți lucruri care noi nu le-am învățat niciodată în școală. Și asta se referă nu numai la istoria României, ci se referă la fiecare țară din Europa, inclusiv Rusia și inclusiv Anglia. Deci, acum trebuie să vă spun că eu nu cunosc aproape niciun român aici. Sunt foarte mulți, dar eu nu-i cunosc. Toți au grupul lor, la fel ca și la Paris. Toți românii se aduc și la fel ca și în Germania, în special la Stuttgart. Eu cred că dacă românii ar începe să vorbească mai mult de tot ce s-a întâmplat, probabil că Statele Unite ar învăța mai mult. Eu am o clasă care o să vină în anul viitor, în 22, care e vorba de istoria Estului Europei după 1947. Foarte interesant. Dar foarte mult pentru toate amintirile. Mulțumim foarte mult pentru toate amintirile împărtășite și abia așteptăm să citim. Vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat. Mulțumim mult că ați ascultat să vă fac cunoscut. Și mulțumim tuturor celor care au fost alături. Conferința a fost înregistrată și va fi postată pe site-ul centrului și pe pagina de Facebook. Deci pentru cei care n-au fost acum, vor putea să revadă sau să vadă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Anca, mulțumesc Irina, mulțumesc George, mulțumesc cu toții!
Și felicitări, Irina, pentru o prezentare excelentă și fără trac. Îți mulțumesc. Doamna Erica Vlad m-a încurajat foarte mult. La Irina. Numai bine. O seară bună tuturor. Numai bine. O seară bună tuturor și o zi frumoasă, Erica. O zi frumoasă în California. Îți mulțumim mult. California este o altă parte. În New York oamenii mai sunt foarte informați comparativ cu California. Și eu vorbesc de Los Angeles și de San Francisco. Numai bine. Salutări Americii. Eu locuiesc la nord puțin de San Francisco. Cam la 20 de minute nord de San Francisco. Bun. Asta a fost viața ta. Te-a dus pe mai cealaltă capăt al lumii. Bun, ce fac acum? Apăsați acolo, live. Este un buton pe jos, în dreapta, pe care scrie live. Este cu roșu. Cu roșu, în dreapta jos. În dreapta jos. Văd, era acoperit. Am făcut asta. Bun. Plecați dumneavoastră. Live meeting. La revedere. La revedere. La revedere, numai bine. Bine. Numai bine. Vă mulțumim mult. Vă mulțumim mult. Gata. Cine apariu aici?